Suntem în vacanță, m-am gândit să vă arăt și vouă ce am luat cu mine în bagaj. Avem așa, haine, chestii pentru păr, chestii pentru corp, câteva produse de machiaj și ceva chestii din astea tehnice. Nu știu exact cu ce să încep. Cred că o să încep totuși cu hainele, ca să terminăm repede cu ele. Anul ăsta mi-am propus să nu iau așa de multe haine cu mine, dar mi-am luat câteva. Și avem așa, am aici o cămașă pe care am luat-o înainte, fix cu o zi înainte să venim la mare, am luat-o din Sinsay și cred că a fost, am găsit la reducere, cred că a fost în jur de 15 sau 16 lei, cam așa. Nu știu cât vedeți voi acolo, oricum o să inserez eu și poze ca să vedeți mai bine cum vine pe mine. Ideea e că are niște năsturei foarte drăguțe aici în față, se închide așa și aici jos se leagă. E cu mânecă lungă, dar să știți că eu am îndoit mâneca și am ținut-o așa, cu mânecile îndoite. Și da, e super confortabilă, e foarte ok. Ia să vedem ce mai avem aici. Aici am o chestie pentru dormit, care da, nu e foarte interesantă. Aici la fel, mai am un fel de, nu e chiar tricou, bine, tricou fără mânecă, așa. Tot din Sinsay e luat, cu un scris foarte drăguț și roz aici. Tot din Sinsay la fel este luat, v-am zis, din Sinsay, cred că ăsta a fost, erau niște reduceri foarte, foarte ok în magazin. Nu știu dacă și pe site au reduceri, dar oricum în magazin erau reduceri foarte, foarte, foarte bune. De exemplu, pe ăsta l-am luat cu 6 lei parc sau ceva de genul. Așa, dacă tot suntem la Sinsay, stai să vă mai arăt un tricou. Tricou ăsta, așa. Vedeți că mi-am luat multe tricouri albe, pentru că nu știu de ce. Mi-am dat seama că nu prea aveam tricouri albe și aveam mult negre, roșii și am să-mi iau câteva tricouri albe care ar fi ok pentru mare. Și ăsta la fel e tot din Sinsay, nu mai știu cât a fost, 15, cam așa, 15-16 lei. Ăsta e și un fel de mini haul, nu? Așa, și tot din Sinsay e și ăsta pe care l-am acum pe mine, așa arată. Scrie aici Beach Days, Best Days, la la. Așa, mai am un tricou galben, e din asta top crop. Mai am eu ceva de genul pe verde, parcă. Așa, 3 perechi de pantaloni scurți, de fapt 4 perechi de pantaloni scurți. Mai am acum pe mine o pereche de pantaloni negri, super, super confortabil. Mai am aici o pereche de pantaloni așa roz, pentru plajă, ca să mă duc la plajă. Altă pereche de pantaloni. Și încă o pereche de pantaloni, tot așa, ca să iau așa peste costumul de baie până la plajă. A, și dacă tot veni vorba de costum de baie, stai să vă arăt și costumele de baie ca să scăpăm de ele. Le-am pus mai departe, ia să le arăt. Am 3 costume de baie, dar acum am doar 2, pentru că celălalt este la uscat. Și am așa, un slip din ăsta negru, cu talie înaltă. Un sutien așa care e de la alt costum de baie, dar le-am combinat eu oricum. Am văzut că am destul de multe costume de baie pe acasă, dar nu prea, nu știu, nu mai plac, nu știu de ce. Așa, și mai am unul aici care e super, super, super confortabil. Pe ăsta l-am de anul trecut, dar e super confortabil, e din H&M și e așa cu totul. Și aici este parte peste parte, așa. La fel, super confortabil. Singurul minus al costumelor de baie care sunt așa întregi este că durează ceva mai mult ca se usuce tot materialul ăsta. Dacă nu știu, dacă vrei să usuci costum de baie mai repede. Așa, ce mai am? Mai am 3 rochii. Am rochia asta pe care ați mai văzut-o voi, cred că am filmat și niște clipuri cu ea. Așa. Ați mai văzut-o cu siguranță pe la mine prin clipuri și are un cordon din asta, se leagă aici. E super confortabilă și asta, doar că mi-e puțin cald cu ea, nu știu de ce. E materialul ăsta, cred că, nu știu din ce e făcută. Și asta la fel, e de anul trecut, este din C&A parcă sau Taco. Mai am tricoul ăsta din second hand, pe care v-am zis eu că o să-l port vara asta mult de tot. Și bine, deja e șifonat, l-am avut pe mine când... Bine, e rochie, nu e tricou. L-am avut pe mine când, am avut-o de fapt pe mine când am venit și cred că o să iau și când o să plecăm, pentru că e super confortabilă treaba asta. E mare, e alălui așa, dar mă simt bine în ea. Și mi-am rochia asta, așa, portocalie, este pe corp, așa. Două chestii care sunt mai grosuțe, bine, nu neapărat grosuțe, am o pereche de pantaloni, pentru că de obicei, de fiecare dată când am venit la mare, mi-am luat și o pereche de pantaloni în bagaj, pentru că... Nu știu, să fie acolo. Așa, și am pantaloni ăștia. Așa.
Sunt din ăștia cu talie înaltă, sport și cu buzunare așa aici. Și cu treaba asta. Pe ăștia am luat vara trecută. Vara trecută parcă i-am luat din Costinești. Parcă așa, erau niște chestii din alea cu multe, multe, multe haine și am luat pe aceștia. Și am mai luat două badiuri cu niște chestii imprimeuri, cu Mickey Mouse, nu mai știu, și încă o pereche de pantaloni negri pe care nu prea am mai purtat. Sunt acasă, am dat de ei, dar a zis că n-ar rost să iau și am mai luat o chestie așa, tot așa preventivă, o chestie din asta cu mânecă lungă, albă, foarte drăguță. Bun, gata, am terminat cu hainele, să trecem mai departe la... Haideți să vă arăt și ce am luat așa pe partea asta de foto-video. Am luat, bineînțeles, trepiedul pe care stați acum, am luat niște căști, bateriile și încărcătorul. Acum realizez că am luat încărcătorul ăsta de la Canon. Și bateriile, microfonul, camera și ce am mai luat? Și atât. Ah, da, atât. Acum, bineînțeles, periuța mea de dinți de la Xiaomi, care îmi place mult de tot și o încarc odată la 15 ani pentru că se descarcă bateria foarte, foarte greu. Deci am încărcat-o oricum când am plecat de acasă și cred că o să o încarc, nu știu, la Crăciun sau ceva de genul. Pasă de dinți. Burețelul bag aici pentru că o să, cred că o să lăsăm la sfârșit borseta aia de acolo mare. Așa, aici am o cutiuță în care am mi-am pus eu câteva perechi de cercei, am cercei perluțe și mi-am pus pe care i-am în urechi, i-am purtat doar pește. A, și am purtat și pe aceea cu, mai am niște biluțe tot așa aurii, sunt pe acolo pe undeva, Sfântul Bic, ăsta, mă rog, așa. În fus-fusul ăsta am pus eu niște spirit. Aici, haideți să trecem la chestii de față, da, și să le iau așa pe rând. Mi-am luat așa. Gelul de curățare de la Elmi Plant, care nu este neapărat preferatul meu în perioada asta, nu știu de ce, nu prea îmi place, cred că parfumul de la el mă deranjează și l-am luat pe acesta pentru că mai am jumătate în el și am zis că nici nu e greu și e ok. În treaba asta de la Ebelin am pus niște apă micelară și deja am consumat, ia uitați, nu știu dacă am făcut cea mai bună alegere ca să pun apă micelară în fâs-fâsul ăsta, pentru că, nu știu, mi se pare că el dă produs, dar parcă, vedeți, parcă îl împrăștie așa, nu știu, parcă nu pune pe discheta de machiantă cât produs aș vrea eu, cât apă micelară aș vrea eu. În chestia asta de la The Ordinary, vedeți aici ce scrie, niacinamide și zinc. Am amestecat niște cremă din aia de la Balea, nu știu dacă mai știți voi crema mea de la Balea cu vitamina C. Am pus niște cremă din aia de la Balea cu vitamina C și niște loțiune de la CeraVe și le-am amestecat pe amândouă acolo și am pus în treaba asta cu pipeta așa, am luat tâc, 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 pentru că mi s-a părut foarte, ia uitați, bine, nu prea iese ea crema cum ar trebui să iasă din treaba asta, dar e ok, adică e super bună treaba asta, că e micuț așa. Și la chestiile pentru plajă și aici avem câteva despre care vreau să vă și vorbesc, avem așa, emulsia asta pentru plajă de la Cosmetic Plant, știți că v-am mai vorbit despre ea, v-am arătat-o într-un clip, îmi place mult pentru că nu lasă filtru alb și e și super hidratantă și are și un miros nu e așa foarte, foarte puternic, dar e ok, e cu SPF 30, noi am folosit-o pentru corp și are și ulei de cătină, ceea ce o face foarte hidratantă, mi se pare super hidratantă, spre deosebire de aceasta din DM de la Sundance, de la Soarele Dansează, tot așa cu SPF 30, spune că ar fi pentru piele sensibilă. Asta lasă filtru alb, deci nu că lasă filtru alb, lasă un filtru foarte, foarte alb care stă acolo, rămâne. Adică m-am dat cu ea și a trebuit să frec așa foarte, foarte bine pe piele ca să se ia filtrul ăla alb, altfel nu prea. Dar da, și mi se pare că și usucă puțin pielea. Acum nu știu, parcă îmi place mai mult asta de la Cosmetic Plant cu ulei de cătină. Așa, și mai am un ulei pentru plajă pe care l-am folosit pe picioare. Este tot așa, tot la Cosmetic Plant, ulei de plajă, ulei pentru plajă cu ulei de măsline și ulei de morcov, vitamina E și 0 parabeni, protecție scăzută 6. Mi-o aplic loțiune din aia cu SPF 30 și după aplic uleiul ăsta. Da, și doar pe picioare. Așa, și pentru față am două creme despre care vreau să vă vorbesc. Inițial, eu am fost în DM, cred că v-am mai zis și în vlog, am fost în DM și am luat toate chestiile astea cu o zi înainte să plecăm. Și pentru față am luat-o pe aceasta, tot de la Sundance. O găsim eu pe internet,
Ia să vedem dacă punem focus. O găsisem eu pe internet, nu mai știu exact la cine, am văzut-o pe Instagram. Nu mai știu la cine. Dar era asta în ambalajul ăsta așa și mai era una din gama ăsteia. Dar pe cea din gama ăsteia n-am găsit-o, așa că am luat-o pe asta. Care este o loțiune, ei spun că matifiază și nu știu ce, și e foarte ok, adică nu neapărat că matifiază, dar nu lasă filtrul alb, ceea ce e foarte important. Și parcă nu e lipicioasă și oricum n-am folosit-o sub machiaj, deci n-aș ști să vă zic cum se comportă sub machiaj, dar oricum vă țin la curent pentru că o să o folosesc și acasă și o să vorbim oricum despre, dacă o să-mi placă mult, poate intră și în favorite. Chiar trebuie să fac un clip cu favorite, n-am mai făcut de mult un clip cu favorite. Așa. Și am folosit pe asta la plajă și mi-a plăcut, adică, nu știu, chiar îmi place, e ok, mi se pare că protejează, nu m-am roșit pe față sau așa, bine, puțin pe nas și puțin aici, dar asta pentru că, bine, asta a fost din vina mea, pentru că n-am aplicat SPF așa de des pe cât trebuia. Am stat în apă și aia, am uitat. Și când am fost în DM, eu de obicei am folosit odată, nu știu, cred că anul trecut sau nu mai știu, când îmi luasem de la Gero Vital parcă, o loțiune, tot așa, care era pentru copii. M-am gândit eu că, nu știu, dacă e pentru copii, se presupune că e pentru piele mai sensibilă și dacă e pentru copii, n-ar trebui să aibă, adică logic ar fi să nu aibă așa ingrediente din astea periculoase și crocobauri prin ele. Și când am fost în DM, am găsit-o pe asta mică așa, cu SPF 50, care că este pentru copii. Știți că mă protejează foarte bine. V-am mai zis eu, cred că aici, m-a cam ars puțin soarele și când m-am dat cu asta a doua zi, n-am mai, adică, cum să zic, arsura rămăsese la stadiul la care era cu o zi în urmă, adică n-a mai progresat. Deci e foarte ok. Asta, singura chestie e că mă ustură puțin ochii de la aia, dacă intru în apă și mi-intră apă în ochi și așa, și mi-intră și cremă în ochi, mă ustură puțin ochii. Și da, bine, nu lasă filtru alb, dar este lipicioasă. Este lipicioasă, așa, rămâne pielea foarte lipicioasă de aia, dar e ok, pentru plajă e ok, așa, când stai la plajă e ok, merge. Asta, în schimb, cred că merge foarte bine sub machiaj. Abia aștept să o încerc când ajung acasă, să o folosesc pentru că nu mă machiez la plajă, dar când o să ajung acasă o să folosesc sub machiaj și chiar cred că e ok, chiar nici n-am citit aici. Protecție foarte ridicată, rezistentă la apă, se absorbe rapid. Așa, se aplică o cantitate, nu știu ce, se aplică regularitate, evidență, așa, la 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 la. Da, deci asta îmi place mult. Gata, și cam atât cu SPF-ul. Să trecem la produsele pentru corp. Am aici un gel de duș, l-am luat pe acesta de la Balea, în care mai am jumătate. Și am zis să le iau pe ăsta pentru că este super hidratant. Bine, cred că am mai pus eu ceva din ăla cu... Da, am mai pus eu ceva din ăla cu zmeură, parcă era unul cu zmeură și nu știu, unul care mirosea a prăjitură. Dar hidratează bine pielea și de-aia l-am luat pe ăsta și l-am combinat pe ăsta cu ce are miere și lapte și miere și am mai pus eu din ăla cu zmeură în el, oricum mai am foarte, foarte puțin. Ne-au dat și de aici, de la hotel, niște geluri din alea, chiar să vi le arăt, am uitat să vi le arăt în vlog. Ne-au dat niște geluri din alea duși micuțe, cred că mai am ambalajele în baie, să mă uit să văd dacă sunt, ca să vi le arăt, că miroseau foarte drăguț. Mi-am luat un gel pentru igiene intimă, l-am luat pe ăsta de la Aroma Body, cu acid lactic, care e din Carrefour și e ok, și l-am luat pe ăsta mare așa, că oricum mai am jumătate în el și nu e așa greu. În treaba asta în care a fost gelul de curățare de la Garnier, am pus loțiunea aia de corp de la, știți că v-am arătat eu într-un clip, loțiunea aia de la Balea cu, nu mai știu ce era, cu unde și ea și nu știu ce, aia care are sclipit cineva, v-am zis eu că îmi strălucea pielea și nu știam de la ce și era de la crema aia, de la loțiunea aia și vedeți cât de mult am consumat din ea și am pus în treaba asta și da, îmi place că hidratează foarte bine pielea, intră așa de bine, intră așa de repede în piele, chiar mă gândeam că pielea mea n-a mai fost de mult timp așa de bine hidratată pentru că zilele astea cât am stat aici mi-am aplicat cremă și dimineața și seara, lucru pe care acasă nu-l fac, spre rușinea mea. Bine, îl fac toată seara sau la două seri, depinde când am chef, dar aici, pentru că am stat la soare și așa, pielea mea tindea să fie puțin mai uscată și am simțit nevoia să aplic cremă și chiar am pielea foarte hidratată și ok. Așa, bun, și mai am un deodorant, l-am luat pe ăsta de la Lady's Pistic, deodorant, nu contează. Bun, să trecem la chestiile pentru păr, care sunt multe. Așa, am luat șamponul ăsta de la Head & Shoulders, care ar fi el un șampon pentru
Un șampon care se poate folosi zilnic, așa parcă scrie aici. Adică se presupune că n-ar trebui să-mi usuce așa de mult scalpul și părul. Și vrea să și frumos Ocean Energy Energy Zone. Nu știu ce, mie, nu știu, o scoie că aici, mie mi se pare că miroase a gumă turbo. Am luat loțiunea asta hidratantă de la Balea. În cutiuța asta, în care a fost masca de la cală, s-am pus din borcanul ăla mare pe care l-am acasă de mască, din aia de la Mil Mil, Miu Miu, nu mai știu cum se numea. E un borcan din ăla negru. Miu Miu. Îmi pun de obicei în păr înainte să mă duc la plajă ca să... Și îmi pun așa mască în păr și îl prind într-un coc și după aia mă duc la plajă ca să fie și el puțin hidratat și protejat. Masca de păr de la L'Oreal, care știți deja că îmi place foarte mult și mai am. Ia uitați, deja am consumat aproape mai mult de jumătate. Consumat, trebuie să refac stocul. Așa, și mi-am luat, bineînțeles, că nu se putea altfel fără uleiul de păr de la Balea din DM, pe care îl folosesc zilnic de când sunt aici. Părul meu oricum este uscat și încălcit și se, nu știu, se încurcă foarte mult. Când ajung acasă, cred că o să-l tund puțin sau o să mă duc să mă tund puțin sau nu știu, o să mă tund singură, habar n-am, nu știu. Și acum, să trecem la produsele pentru machiaj. Ia uitați, ce am aici. Ce credeți, că m-am machiat cu toate? Într-o, chiar, aseară m-am dat cu tuș. Și în rest, nu prea, doar cu puțin fond de ten și cam atât. Da, rău. Ce avem așa? Stați să le, să facem loc aici ca să le scoatem. Burețelul de la Essence, parcă e ăsta, care trebuie schimbat neapărat și urgent. Dischete de machiante. Fondul de ten double wear, pe care l-amestecam cu acesta de la Foera. Așa, stați, dacă tu suntem la fondul de ten, să vi-l arăt și pe ăla de la Revlon, că am luat și Revlon, am zis că poate, nu știu, dacă vreau așa ceva mai lejer, să mă dau cu Revlon, nici nu am, dacă el nu l-am folosit. Așa, palete, am luat, stați că pe asta am prins-o așa. Imediat vă arăt. Am luat, stați să vi-l arăt pe rând. Am luat paleta asta de la Boys & Berry, Save the Date. Inițial aș vrut să iau pe aceea de la Jeffree Star, pentru că era colorată și așa și mă gândeam că poate mă apucă pe mine să mă machiez, nu știu, cu verde, cum nu știu, dar după mi-am dat seama că anul trecut am avut o, de fapt anul trecut cred că am avut toate paletele cu mine la mare. Ei, nu știu dacă m-am machiat, nu știu dacă, cred că m-am machiat toată, să două ori, ceva de genul. Și anul ăsta am zis să iau pe asta și gata, termin cu... cu distracția, așa, o mai am pe asta de la Makeup Revolution. Bine, am luat toată paleta pentru un singur fard, pentru fardul ăsta gri cu care să-mi fac sprâncenele. Așa, am luat-o și pe asta, am luat triul ăsta, de, trioul acesta de la Makeup Revolution, cu, vedeți, cu treburile astea așa, pentru că mi s-a părut mie interesant, mă gândeam așa, dacă mă bronzez, o să se vadă foarte frumos iluminatorul ăsta așa închis și cu blașul ăsta așa auriu, o să arate tot foarte, foarte frumos și acum sunt dată cu ele, dar bine, nu cred că se mai vede pentru că tocmai venim din oraș și este ceasul 12 când filmez eu. Am luat iluminatorul de la Essence, Glazed Donut. Pudra de la Rimmel London, care văd că, nu știu, i s-a crăpat capacul. Asta e problema cu pudrele astea de la Rimmel London. Am luat masca asta pentru față pe care n-am folosit-o. Deci acum îmi dau seama și uitasem de ea. N-am folosit-o deloc. Poate o folosesc în seara. Anticearcănul de la Catrice. Am luat gelul ăsta de la L'Oreal pe care nu l-am folosit. Rimmelul. Doamne, ăsta, tușul de la Essence, pe care l-am folosit pe azi într-o seară, crema de ochi de la Plantline, chestiile astea pentru sprâncene, nu știu de ce le-am luat pe amândouă, nu mă întrebați, așa, am zis că dacă e nevoie să fie acolo, așa, rimelul de la Essence, care se transferă, creionul de la Catrice, care nu mai are produs în el, dar l-am luat pentru... periuța asta ca să-mi pieptăm sprâncenele, rujul de la Boys & Berries, nuanța 100 Cupcake, care este preferatul meu și trebuie să-l recumpăr pentru că e pe terminate, dar îmi place mult de tot și miroase prăjitură. Și ăsta de la, cum îi zice, ce e ăsta, ce ești? De la Maybelline, ăsta de la Maybelline, care e tot așa un nude și e mai hidratant el, e super frumos, dar se ia pe mască, asta e. Și mai am și pe ăsta de la Wet n Wild, nuanța Red Velvet, care e un roșu foarte, foarte frumos, zice, super roșu ăsta și nu mă dau așa cu el, dar tapotez așa, tăc, 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 și rămâne așa, nu știu, ca și cum pătează puțin buzele, așa, e foarte drăguță
treaba. A, și am uitat să vă arăt, am și paleta asta de conturi de la Essence, pe care chiar am folosit-o. Așa, mă uit să văd dacă mai am ceva. A, iluminatoare. Am iluminatorul acesta de la Foera, care e super, super frumos și l-am aplicat așa puțin pe mâini și puțin pe picioare, foarte puțin așa pe umeri. Și mai am și pe acesta de la Maybelline, pe care îl aplic de obicei în punctele cheie ale feței, ca să-mi iluminez anumite zone. Și mai nou îl aplic în zona cearcănilor. Dacă mi se pare mie că am, nu știu, cearcăne așa mai pronunțate și mai închise la culoare, aplic puțin iluminator din ăsta înainte să aplic anticearcăn și mi se pare că anticearcănul deja acoperă mult mai bine. Așa, ia să vedem ce mai am. Mai am o forfecuță. Stai să mă mănânc ochiul. Și pensule. Stai să vă arăt și ce pensule am. Așa. Bam, 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 bam. 27 de minute, hai că vorbesc. Am pensulele acestea. Mi se opri mie cele mai, nu știu, utile, pe care, nu știu, pensulele pe care o să-l folosesc cel mai mult. Și chiar așa a fost. Adică, în afară de asta, cred că le-am folosit pe toate. Deci am luat-o pe asta pentru, mă rog, pentru, nu știu, pentru ce. Ah, ba da, mint, mi-am făcut contur buzelor cu asta. Așa, pe asta pentru sprâncene, pe asta pentru fard. Asta la fel pentru fard din pliu și pentru iluminator, pasta la fel pentru fard din pliu ploapei, contouring, pudră, bronzer, blush. Pe asta o folosesc ca să-mi setez zona de sub ochi și pe asta mică, nu știu, nici nu știu dacă am folosit-o. A, cred că mi-am folosit-o pentru ploapa de jos, habar, nici nu mai știu ce am făcut. Mă uit să văd dacă mai am ceva să vă arăt. Bineînțeles, mi-am luat ochelari, lingerie intimă, am luat pantalonii pe care i-am pe mine, sunt niște pantaloni negri. I-am luat, înainte să plecăm, i-am luat din New Yorker. Cred că o să urmeze un haul, cred că, după ce ajung acasă, cred că o să filmez un haul să vă arăt ce chestii mi-am luat în ultima perioadă. Da, gata, nu știu ce chestii am mai luat la mine, în afară de husa pentru trepied, n-am mai luat nimic. Bine, măști, chestii din astea, așa, care, nu știu, sunt neimportante și neinteresante. Gata, acesta a fost clipul meu de astăzi, clip din vacanță. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat. Sper că, nu știu, că v-a plăcut. Poate lăsați și voi în comentarii, îmi spuneți voi ce luați cu voi când plecați în vacanță, dacă luați multe chestii, dacă luați puține chestii. Sinceră să fiu, mie mi se pare că am luat cam multe de data asta, cu toate că am luat mai puține chestii decât dățile trecute, dar cred că sunt pe drumul cel bun. Gata. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat la acest clip și ne vedem data viitoare. Vă pup. Pa, pa.